Care a aflat anul acesta la cea de-a patra ediție a strâns din nou pe platoul de lângă Podul lui Dumnezeu sute de iubitori ai cântecului popular. Aceasta a patra ediție a festivalului va fi de bun augur și laureații acestui festival vor duce atât în țară cât și peste granițele țării acest nume al festivalului și al comunei Ponoarele. Concurenți din toate zonele țării și-au pus în valoare cum au știut mai bine calitățile interpretative. Am participat și anul trecut și am luat premiul special al juriului. Sper și anul acesta să fiu pe placul juriului și al spectatorilor. E a doua oară când particip la acest frumos festival de muzică populară Ponoare Ponoare. Juriului îi revine sarcina dificilă de a-i alege pe cei mai buni dintre cei 24 de tineri care au trecut de etapa de preselecție. Eu zic că este o ediție la fel de reușită ca și celelalte. Am avut concurenți la fel de buni ca și la celelalte ediții din toată țara. Suntem la începutul concursului. O să vedem și în acest an unde o să plece marele premiu. La deschiderea oficială a festivalului de la Ponoare a fost prezent și președintele Consiliului Județean, Marius Bălu. Această ediție este extrem de bine organizată. Adresez pe această cale felicitări primarului. Eram convins că o să facă o treabă bună și datorită personalităților din lumea muzicii care participă la acest festival, pot spune că deja a devenit un festival de tradiție de renume național. Festivalul va continua și vineri, când va avea loc și gala laureaților și va fi desemnat câștigătorul trofeului festivalului. În cele două seri de festival vor susține micro-recitaluri renumiți interpreți din Mehedinți. Ansamblul Danubius al Centrului Cultural Mehedinți va asigura orchestrația muzicală în cele două zile de festival. Se spune că un lucru, dacă se întâmplă odată, posibil să nu se mai întâmple niciodată. Dar dacă se întâmplă de trei ori, sigur se întâmplă și a patra oară. Fapt dovedit, pentru că, iată, ne aflăm în deschiderea celei de-a patra ediții a Festivalului Național Concurs de Folclor Ponoare, Ponoare!